Liviu Dragnea, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, își păstrează funcția fiind unul dintre numele cu greutate din PSD. Gabriel Oprea, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, liderul UNEPR, a mai condus internele în 2008 timp de 20 de zile. Daniel Constantin, viceprim-ministru, ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, liderul Partidului Conservator, deține funcția de ministru al agriculturii din 2012. Kelemen Hunor, viceprim-ministru, ministrul culturii, președintele UDMR, noul partener al coaliției de guvernare. Ioana Petrescu, ministrul finanțelor publice, deține un doctorat și un master în economie la Universitatea Harvard. Din septembrie anul trecut deține funcția de consilier de stat în cadrul Cancelariei prim-ministrului. Titus Corlățean, ministrul afacerilor externe, vicepreședinte al PSD, își menține portofoliul deținut din august 2012. Mircea Dușa, ministrul apărării naționale, membru PSD și conduce ministrul apărării naționale din decembrie 2012. Robert Cazanciuc, ministrul justiției, își păstrează funcția în fruntea Ministerului Justiției pe care o deține de mai bine de 10 luni. Remus Pricopie, ministrul educației naționale, își păstrează portofoliul aflându-se la conducerea educației din decembrie 2012. Eugen Teodorovici, ministrul fondurilor europene, a fost ministru al transporturilor și ministru al economiei și finanțelor. Nicolae Bănicioiu, ministrul sănătății, în 2004 a fost deputat în Parlamentul României, iar în 2012 a fost ales ministrul tineretului și sportului. Constantin Niță, ministrul economiei, în 2012 deputatul a fost desemnat ministrul delegat pentru energie. Dan Șova, ministrul transporturilor, la începutul anului 2012 a fost desemnat ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes național și investiții străine. Rovana Plumb, ministrul muncii, a ocupat funcția de ministru în cadrul Ministerului Mediului și Pădurilor și a Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. Corodi Atila, ministrul mediului și schimbărilor climatice. În noiembrie 2004 a ocupat postul de secretar de stat la Ministerul Mediului și Gospodăriilor Apelor, iar în 2007 și 2012 a fost numit ministru al Mediului și Dezvoltării Durabile. Răzvan Cotovelea, ministrul pentru Societatea Informațională, din 20 septembrie 2011 până în decembrie 2012 a fost secretar de stat în Ministerul Afacerilor Europene. Gabriela Țabo, ministrul tineretului și sportului, a fost consilierul fostului ministru Nicolae Bănicioiu. Eugen Nicolicea, ministrul pentru relația cu Parlamentul. În perioada 2007-2008 a fost vicepreședinte al Camerei Deputaților, membru în biroul permanent. Bogdan Stanoievici, ministru delegat pentru românii de pretutindeni, este de profesie actor. Doina Pană, ministrul delegat pentru ape în 2009, a fost secretar de stat în Ministerul Educației, Cercetării și Inovării. Liviu Voinea, ministrul delegat pentru buget, este secretar de stat în cadrul Ministerului Finanțelor Publice. Florin Jianu, ministrul delegat pentru întreprinderi mici și mijlocii, mediul de afaceri și turism, a lucrat în cadrul președinției României. Răzvan Nicolescu, ministrul delegat pentru energie, este membru al Consiliului de Administrație al ACER din 2009. Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru învățământ, este membru în Asociația Generală a Inginerilor din România și rector la Universitatea Politehnică din București. Aurelia Cristea, ministru delegat pentru dialog social, membru al Consiliului Național al PSD și vicepreședinte al Organizației Județene PSD Cluj.